A venit Dan Bîra pentru emisiunea 11 metri, dar cu această ocazie trebuie să reamintim faptul că, într-adevăr, dragostea, căsnicia chiar, n-au nicio legătură cu bărbatul și cu femeia. Am văzut o imagine la el pe Facebook cu cei doi, Tomiță și Beluța, un motan și o pisică, așadar, sau o mâță și un motan, care stăteau în același coșuleț. Ea îl lingea pe el în timp ce dormea, vă reamintesc, Tomiță castrat. Ei bine, spuneți și mie unde se întâmplă asta într-o căsnicie, într-un bărbat și o femeie. În care ea să-l mângâie pe el în timpul nopții, dar el nemai putând să facă nimic altceva decât să stea lângă ea. Ei bine, cu toate intervențiile politicului în viața cetățeanului, acest lucru n-ar fi niciodată posibil. Uite că dragostea nu este numai într-un bărbat și o femeie, ci mult mai departe în regnul ăsta animal, practic sunt toate exemplele care ar trebui să fie urmate. Poate totuși băgăm și noi un amendament acolo la Constituție, că sunt alții mult mai breji decât noi. Altfel, Dane, ceea ce privește fotbalul, astăzi într-adevăr servit pe toate gardurile. Am avut privilegiu să văd pe L'Echipe TV primele 3 goluri din Spania-Croația, pe care sigur nu m-am mai uitat pentru că meciul era pliat. Da, 3 goluri. Fără apărare Croației. Extraordinare. Fără îndoială. Cel puțin primele 3 magice, 2 dintre ele ale lui Asensio, teribile șuturi. Croații umiliți 0-6, așadar la Elche s-a jucat în Spania. Spaniolii veneau după un 2-1 în Anglia și conduc așadar în grupa lor. Luxemburgul călărește grupa sa de calificare în Liga D europeană. S-ar putea ca Luxemburgul să promoveze în Liga C și sonale noastre prestații bune, una peste alta, indiferent calificați, necalificați. Greu de explicat, dar există astfel de situații, Dane, să știi, sigur, nu avem timp să le studiem elaborat, dar am văzut, de exemplu, Naționala Under 19 a Cehiei a câștigat, e adevărat, un meci amical în Elveția, 5-0, deci la Under 19, Cehia, la echipa mare, fiind sub Luxemburg. Tocmai și-a dat afară selecționezul. Știi că au pierdut într-un amical în Rusia. Interesant e, cu 5-1 și l-au dat afară. Interesant e, Radu, ce se întâmplă cu copiii ăștia din naționale U21, U19 și așa mai departe, pentru că în țările est-europene se pierd pe drum, mare parte dintre ei. Sigur. Da, Naționala României a bătut Bosnia cu 2-0 la Under 21, este lider în grupa sa, dar trebuie totuși să treacă și de hopul cu Portugalia în ultima etapă. Mai avem acasă cu Țara Galilor și înțeleg apoi cu Portugalia un meci pe care dacă nu-l liniștim, nu-l lămurim, nu-l soluționăm, nu o să terminăm pe prima poziție. Dar oricum, sigur, este o performanță neașteptată, uluitoare, venită practic de nicăieri. Pe mâine, Dane, la revedere. Pentru alte explicații. Toate bune! Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Iată că avem acest minunat România-Bosnia 2-0 la U21 și șanse mari de calificare. Însă interesant este ce se întâmplă cu acești tineri jucători în momentul în care depășesc posibilitatea de a fi selecționați la naționale sub 21 de ani și practic devin seniori. Alături de mine Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane! Salut, Pariuel! Mă gândeam, spre exemplu, la naționale precum Spania sau Germania, Sabin, care au avut generații excepționale, care au câștigat titluri europene și mondiale, pentru ca mai apoi să confirme și la echipele mari, la echipa națională. Olanda, Franța și așa mai departe. Nu la fel se întâmplă lucrurile cu alte naționale. E adevărat, aici, spre exemplu, croații ar putea să... nu știu exact care treaba cu croații, dar bănesc că stau relativ bine, însă multe altele nu ajung să profite de tinerii jucători așa cum trebuie. Cred că odată ce se intră în sistemul profesionist se pierde ceva. Da,
nu sunt jucători tineri care arată foarte repede ce gen de jucători vor. Și arată că știu fotbal, nu? Mie așa mi s-a părut. Da, și arată că știu fotbal. Dar, într-adevăr, în momentul în care schimbi antrenorii, schimbi mediul, schimbi sistemul de joc. Bun, asta e evident că nicăieri la orice echipă, și amatori, și profesioniști, și tineri, și bătrâni, și așa mai departe, e oarecum la fel, adică întotdeauna lucruri de genul ăsta nu duc departe. Însă mă gândeam concret, Sabin, la felul în care tânărul jucător, odată ce ajunge să semneze un contract de profesionist sau e în anturajul unei echipe de seniori, începe să joace, să prindă câteva minute, dacă el este tratat cum trebuie. Și avem exemplele din România la îndemână, pentru că pe asta le cunoaștem cel mai bine, cu echipe precum FCSB, acolo unde presiunea din partea patronului este mare. Avem exemplul Viitorului, acolo unde Gică Hagi practic își maltratează fiul, făcând toate acele declarații care pun o presiune imensă pe Ianis. Ianis o comportare bună astăzi, un meci în sfârșit bun după multă vreme, dar în același timp iată ce înseamnă când presiunea apare și tinerii jucători nu pot să se descurce cu ea. Și nu vorbesc doar de Steaua și de Viitorul. Hai să vorbim și de CFR Cluj. Păi cam care sunt tinerii de la CFR Cluj? Că nu știu. Dinamo, ani de zile treceam, Sabin, prin baza Dinamo din Ștefan cel Mare și în weekend mai ales erau sute de copii la diferite grupe de vârstă care jucau fotbal. Ani de zile, 10-20 de ani am trecut pe acolo. Câți au ajuns la echipa mare din sutele alea de copii? Mult prea puțin. Da, e bine totuși că această generație, bine, clădită mult pe ideea ceea ce a făcut Hagi, pentru că sunt jucători în țară, uite, Botoșanul este o echipă care avea doi jucători, unul, dar Morusan era de asemenea un produs al crescuse la Botoșani. Sunt alte cluburi din țară care deja își îndreaptă atenția către tinerii jucători. Astăzi văzusem un articol într-un ziar legat de faptul că această obligație să folosești un jucător sub 21 de ani nu a dat chiar roadele așteptate. Eu cred că cam tot ce se întâmplă acum la tineret pornește de la această idee. Nu toți jucătorii vor face pasul către națională, dar sunt foarte mulți jucători tineri în România care reușesc să crească. Dar nu toți jucătorii reușesc să ajungă la un nivel de competiție. Și asta e foarte adevărat. Și asta e foarte adevărat. Însă, pun pariu cu tine, Sabin, că din ăștia pe care am văzut acum și aia de la U19, care sunt unii dintre ei aceiași, Nu avea maxim 4 național la mare în următorii 4-5 ani. Cred că cel mai bine vor putea ajunge un Băluță, un Nicușor Stanciu, un Chipciu, dar nimic mai mult de atât. Să vedem, naționala din 98, ultima de tineret care a fost la un campionat european, a produs ceva jucători. Am avut un tric, am avut un contra, erau jucători... Dar vorbim de alte vremuri când lucrurile se făceau... Și altfel erau crescuți, era fără... Erau crescuți altfel, exact. Despre asta. Exact, fără a glorifica sistemul înainte de 89, se creșteau altfel jucători. Așa este, bun. Pornim către ziua de mâine, dar vă așteptăm comentariile în continuare pe pagina de Facebook, acolo unde puteți să ne scrieți, noi o să citim... Meciul zilei Unibet, prieteni, o partidă interesantă, atât vă spun. Petrolul Ploiești primește vizita formației Chindia Târgoviște. La Chindia Târgoviște antrenor este Viorel Moldovan, un tehnician care în ultimii 2 ani de zile nu și-a mai găsit angajament. Acum a luat-o pe Chindia Târgoviște și nemulțumirea este la cote maxime. Practic, se pare că nu este nicio idee de joc, ceva de genul a ceea ce spuneai tu mai devreme, se schimbă sistemul chiar nu de la zi la alta, de câteva ori pe meci. Sunt tot felul de lucruri pe care nu le înțelege nimeni și în aceste condiții echipa care la începutul sezonului era anunțată drept fiind susținută puternic de primărie, pentru că ne-am aminte, Chindia Târgoviște s-a bătut ani de zile la promovare, iar în vară era cât pe ce să și reușească. E bine, în momentul ăsta neîncrederea e maximă. De parte
cealaltă, Petrolul, echipa lui Leo Grozavu, un antrenor de care speram să nu mai aud. Da, totuși un antrenor care s-a călit destul de bine în cele două sau trei mandate câte a avut la Botoșani, un antrenor care, știu, are ceva din ceea ce trebuie unui antrenor care trebuie să ducă o echipă spre promovare, dar într-adevăr, poate că e bun pentru Liga a doua, oricum Petrolul momentan nu este în zona podiumului, nici departe nu este, dar... Bine, ei spun că au ca obiectiv lupta, ca obiectiv promovarea. Da, promovarea din Liga secundă va fi o țintă foarte greu de atins pentru multe echipe. Oricum, la cum stau lucrurile până în momentul ăsta, Sabine, pentru nimeni nu e roz situația, fiindcă, să zicem, UTA e mai aproape de ceea ce ar putea să fie un deziderat normal. În rest, Modești, U Cluj locul 5, UTA e pe 3. FC Argeș locul 6, Pandurii locul 7, Petrolul locul 8 și Juventus București locul 11, da. Dacogetica, adică Politehnica Timișoara. Timișoara are, e bine că umple la retrogradare acolo, trei echipe toate la retrogradare. Da, e un sezon interesant în Liga a doua, dar într-adevăr surprize cu Clinceniul și Sportul Stancov acolo în vârf. Raportat referitor la meciul pe care îl analizăm pentru prima oară în istoria emisiunii, avem la meciul zilei o partidă de Liga secundă, a fost puțin și forțați de împrejurări pentru că oferta este subținică tare mâine, dar e o partidă interesantă. Petrolul este favorit, a partidei are cota 2.08, pentru o remiză avem o cotă de 3.20, victoria Chindia are cota 3.05, nemulțumiri la Chindia într-adevăr și o chestie care s-a văzut imediat, startul de sezon a fost bun, 3 victorii legate, dar ultimele două rezultate și mai ales evoluția formației din meciul cu Mioveniul au fost sub așteptări, 0-2 acasă, egalul cu FC Argeș Pitești până la urmă normal, dar acest eșec o ține pe Chindia undeva la mijlocul clasamentului. O echipă care marchează foarte puțin în primul rând, doar 6 goluri în 5 etape, față de Clinceni, de exemplu, care a marcat deja de 21 de ori, foarte puțin pentru o trupă care, să zicem că încă își mai propune... Bine, ei și-au adus Petrolul și-au adus jucători. Mă rog, uite, avem cotele pe ecran. Sabin, 2-0-8, eu zic că de încercat unul solist ăsta. Bineînțeles, dacă nu vrei să joci pe egal 3-20 sau 2 solist 3-0-5. Da, cheia... Bine, mai avem și alte cote pentru această partidă. Hai să le vedem. Da, sub 2,5 goluri. Asta ce spuneai tu, legat că nu marchează. Nu marchează și Petrolul are cea mai bună defensivă a stagiunii de Liga secundă, doar 2 goluri primite și Mioveniul are tot 2. Încasate se apără foarte bine. Nu se marchează în ambele reprize, cota 1.98, cred că este o cotă bună pentru astfel de variantă și sub 0.5 goluri în prima repriză, practic un 0-0 la pauză, cota 2.95. Cheia va fi, în opinia mea, încă o dată, compartimentul median al Petrolului. Sunt acolo câțiva jucători interesanți, Ghinga, Ciocălteu, Ștefănescu, Herea. Ștefănescu, un jucător care a trecut prin Curtea Stelei, pe Ghinga îl cunoaștem. Petrolul are un lot suficient de puternic pentru a ataca promovarea, dar bine, lucrurile trebuie luate pas cu pas. O victorie acum, până la urmă, în acest derby de mijloc de clasament ar fi foarte, foarte importantă. În cazul în care o va obține, de altfel, Petrolul va urca pe locul 3, la 2 puncte în spatele liderului din Clinceni. Uite și pontul pe ecran, Sabine, 1 fără remiză, adică Petrolul să câștige, dacă se termină egal, măcar luăm banii înapoi, ceea ce e foarte bine și foarte bine că avem în oferta Unibet handicapurile astea asiatice. Cei care nu le cunosc pot face o vizită acolo, pentru că se poate paria pe orice, și pe cornere, și pe faulturi, și pe cartonașe, toate cu handicap asiatic. Te rog, scuză-mă că te-am întrerupt. Nu, e pariul... acoperit până la urmă, cam toată lumea se gândește la o victorie a Petrolului, dar alegând această variantă, în cazul unei remize, ne luăm bănuți înapoi, iar cota este bună, 1.61 este o cotă bună. Pentru acest meci vom mai avea încă două variante de pariere, cam tot pe acolo sunt, dar da. Să zicem că ăsta e un fel de pariu de bază. Oricum, vorbind de echipe de Liga a doua, așadar, trebuie un pic de prudență aici, fiindcă, spre exemplu, în urmă cu 3 etape, dacă nu mă înșel, Petrolul pierdea la București cu Metaloglobus. Metaloglobus locul 17, dacă mi-aduc bine aminte. În vreme ce această surprinzătoare echipă Chindia Târgoviște se descurcă bine în deplasare, dar acasă
pierde cu absolut toată lumea. Drept dovadă, înfrângerea cu Mioveniu din parcă ultima rundă, 0-2. Și tot așa ca un cancan, și apropo de ceea ce spuneam mai devreme cu ce se întâmplă cu tinerii. E bine, balamucul ăsta din fotbalul românesc, și e un pariu al meu, un pariu pe care n-aș vrea să-l câștig, dar eu așa cred că nu se va alege nimic nici de oamenii ăștia, doar dacă, eu știu, vreunul are șansa să fie luat în străinătate, crescut acolo după, eu știu, dar nu cred că interesează pe nimeni să crească un tânăr român, dacă e bun și face față bine, dacă nu, la revedere. E, în urmă cu o etapă, Petrolul mergea sau primea vizita celor de la Energeticianul. Cristi Dulca era antrenor. La pauză era 3-0 și tot la pauză Cristi Dulca era anunțat de patron că este demis. Așadar, n-a mai așteptat finalul meciului. Asta e fotbalul românesc, chiar dacă e Liga a doua aici, dar ăsta e nivelul în care discutăm. Discutăm pentru că, iată, și pariem, că altfel, după cum ați văzut, nu sunt foarte des întâlnite discuțiile despre Liga a doua. Ambele marchează, ne scrie un telespectator, Gigi Juncu. Ne salută din Hamburg prietenul nostru Nicolas, Petrolul Chindia, X pauză, X final, nu m-ar mira. Chindia marchează Cerchez și scor corect 1-1. Liviu Adrian Mazilu probabil că cunoaște foarte bine Liga a doua sau cel puțin cunoaște pe Chindia. Mioveniu e pe 4, ne scrie un telespectator. Mioveniu care bătuse pe Chindia Târgoviște 2-0 în etapa precedentă. CSEA Villanova 1, scor 2-1, ne propune un telespectator. Ambele marchează la meciul Petrolului, ne scrie și Gavrilă Irina. Și vom mai discuta, vom mai citi mesaje. Uite, mai am unul și trecem mai departe. Leo Grozavu a îngropat Timișoara și drept răsplată l-a luat Petrolul. Mergem mai departe. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Ai